19 octombrie. În această lună, în ziua 19-a, pomenim Sfântul Proroc Ioil. El a prorocit despre pustiirea Ierusalimului și a dat sfaturi despre post ca mijlocul cel mai bun prin care se face milostiv Dumnezeu. Încă a mai prorocit și pentru venirea Sfântului Duh peste tot trupul, cum și pentru înfricoșata judecată. Bătrânii întorceau carul cu proțapul în fundul ogrăzii, căci se pregăteau de iarnă. În aceste zile au loc legări magice ale botului de lup, prin încleștarea dinților daracului, prin astuparea gurii sobei, prin legarea cleștelui și a foarfecelui cu sfoară, în credința că astfel se leagă gura lupului și acesta nu va mai da iama printre vite și oi.